Hai să vedem cum îți dublezi banii într-o singură lună. Vreau 2x de aici, da? Bag 1000, fac 2000, plătesc chiria, iau 3 shawarma, să am 6 sticle de alcool și plec și într-o vacanță. Uite cum, e foarte simplu, zero riscuri, într-o lună maxim, bam, bam, bam. Te-a rezolvat băiatul, doar să fii pregătit cu bani și risc major. 2x într-o lună înseamnă risc major. Vrem să ne uităm la chestii care pot cu adevărat să ne dea un 2x în următoarele luni și ți arăt după teoria ciclurilor de la Bitcoin, fără analiză tehnică, pentru că am observat că îți vine așa ceva înapoi când vorbim de Fibonacci și de Elliott Waves și de genul, ne uităm strict la matematică, strict la ce a fost înainte și apoi la chartul de la Bitcoin, care e nemaipomenit. Îți place de mori, îți place de mori. Hai să intrăm în pâine, că n-avem timp să pierdem azi. Mă grăbesc cu clipul ăsta, am treabă, trebuie să mă duc la magazin să-mi iau 6 sticle de alcool. Și uite, intrăm pe istoria Bitcoin, pe price action, da? Narativele sunt pentru fraieri. Pandemie, război, invazie extraterestră, debt ceiling-ul din SUA, interest rate prea mare, inflație super mare, toată lumea moare, nu o să mai existe bani, trecem la CBDC-uri. Lasă-le deoparte, hai să ne calmăm puțin spiritul ăsta și hai să facem niște bani. Și dacă vrei să faci bani, trebuie să fii calm. Trebuie să fii calm, să ne calmăm. Calmează-te! Hai, gata, gata. Da, mamă, acum, deci gata, azi e ultima zi, fii atentă. Desenez schița asta frumoasă. Ne uităm la halvingurile de la Bitcoin, care sunt cu albastru, da? Și la bottomurile de la Bitcoin, după ce a trecut de bull market, care sunt cu alb. Deci albastru înseamnă halvingul, bottomul de după bull market înseamnă alb. Și vedem, una, două, trei și a patra care urmează, da? Bottomul 1, 2, 3, care a fost deja, mare atenție, a fost deja, și pe 4 nu mai punem că nu ne interesează. Vrem să vedem ce se întâmplă între bottom și halving. La fiecare ciclu s-a întâmplat exact același lucru, da? Ne uităm la price action, nu la narrative, pentru că pe ei cine știe care a fost narrativa. Bitcoin se duce la 0, a fost un scam, gata, ne luăm la revedere, duci frumos cele 6 sticle înapoi la magazin, le duci goale acum, ți-ai un leu pe ele, asta e, reciclezi măcar, salvezi planeta. Și vedem ce a făcut de la bottom de aici, de la primul bottom, până la cel mai înalt vârf, înainte de halving. A făcut 420% creștere. Creștere, da? Mare atenție. Adică cu atât a crescut. De la 150 de dolari până la 780 ceva de genul de dolari. Deci asta înseamnă aproape un 5x, da? Deci creșterea a fost cu 420%, da? Și mergem mai departe la următorul ciclu. Bitcoin a fost la 3100 și un pic de dolari până la următorul halving, da? Deci bottom a venit, pardon, vârful ăsta de aici a venit mai devreme, dar noi luăm toată perioada, da? Pentru că normal se întâmplă până acolo. 340% creștere peste, da? De la 3100 până la 14000 de dolari aproape. Acum de la bottom-ul ăsta, de la 15400, dacă punem un, pentru că acolo a fost o scădere, da? Deci de la primul ciclu, încă o dată, recapitulare. Primul ciclu, de la 150 de dolari până la halving, am avut un vârf de 420%. Aici am avut, încă o dată, deci 400, ține minte, 420% creștere de la primul bottom până la primul halving. 3100 până la 14000 aproape, 333%, da? Deci prima oară 420%, acum 330%. Hai să zicem că o să scadă procentajul ăsta acum, da? Hai să zicem că o să fie 250%, 45%. Adică cu aproape de 100 de procente mai jos, 70-80 de procente mai jos, da? Că și acolo diferența de la 422 la 300, nu, la 333, da? A fost de aproape 100 de procente. 90, da? Și aici am pus mai un procentaj mai micuț. Ce înseamnă prețul ăsta? Deci dacă crește cu 245%, înseamnă un 50.000 de dolari. Da? Deci ar trebui să avem un 50.000 de dolari până acolo. Ei, întrebarea acum este când vine? Vine acum sau vine mai încolo? Sau vine mai întâi așa o chestie și după aia aici? Sau vine fix la halving și până acolo facem așa și după aia pică? Deci întrebarea de fapt este când vine vârful ăla, deci tocmai de-aia trebuia să fie aici în piață. Ai avut 2 luni la dispoziție să intri, am făcut clip aici pe YouTube, da? Când instigam oamenii în general să aibă niște Bitcoin măcar, când era Bitcoin la 17.000. Ține minte, l-am făcut în decembrie, da? Încă eram în zona asta de aici. Unii cred că le-a trecut perioada, da? Nu știu ce să zic, dacă mă întrebi acum, e bine să intri fix acum? N-am de unde să știu, dacă n-ai intrat deloc acolo, acum la aproape 100% creștere, nu știu ce să mai zic. Oricum am avut o corecție până la 25.800 acum, orice ar fi până la halving, o să vedem o creștere. Eu am fost conservativ,
conservator, nu cred că conservator, am fost conservator cu predicția mea. Pentru că mai sunt o serie de indicatori macroeconomici care ne ajută să gândim puțin mai avansat, da? Dacă ar fi o creștere de 300%, de exemplu, aia ar însemna un preț de 60.000. Da, aproape de all-time high-ul precedent. Asta e, nu fac eu regulile. Da? Dar trebuie să ne mai gândim aici la o chestie. Faptul că n-am avut blow-off top. Deci nu am avut un blow-off top cum am avut anterior. Și uite de ce. Dacă punem, de exemplu, de aici un Fibonacci, că nu ți-a plăcut, n-ai vrut să înveți la școală Fibonacci. Asta e. Vedem că ciclul anterior, da, top și bottom, la următorul ciclu a tras prețul, da, price action-ul, a tras în zona de 1.618 și apoi a urmat un blow-off top. Vedem că aici a avut un pullback, da? Nu se știa aici dacă o să continue sau nu. Ideea e că ăsta e ca un magnet. Am făcut clipul cu Cristi, cu TraderBot21, a explicat el mult mai bine decât mine. Trebuie doar să mergi și tu să pui graficele astea. Hai acum să ne uităm la ciclul următor, ca să vezi de ce are sens. Punem vârful, punem bottom-ul și vedem aici, da? La 1.618, magnet, 1, 2, 3 lovituri de cap în tavan și mers mai jos înapoi. Aici nu am avut chestia pe care am avut-o de aici, și anume blow-off top, am mai crescut o perioadă. La fel și aici, dacă puteam să avem un blow-off top, vedeam prețul ăla de care tot vorbea toată lumea, de 170.000, 200.000 pe Bitcoin. Dar nu l-am avut. Și asta pentru că narativa, da? Deci narativa, de aia ce ziceam mai devreme, despre pandemie, război, chestii, nu trebuie să ne luăm după ea, decât dacă vrem să speculăm pe termen scurt. De ce? Pentru că pe termen scurt narativa o să conteze, pe termen lung nu. Și o să-ți demonstrez, da? O să-ți demonstrez eu acum, în premieră, cum practic faptul că n-am avut un blow-off top aici, i-a făcut pe market maker să meargă la un al doilea top ca să vândă mai multe monede către noi fraierii. Exact ce a explicat și Cristi în clipurile anterioare. Trebuie să te uiți la clipurile alea neapărat. Am două clipuri cu el. Pentru că dacă aici mergeam spre un blow-off top, de exemplu, hai să zicem că era până pe la 120-130.000 pe aici, da? 120-130. N-am avut chestia asta, dar am avut un retracement de 50 și ceva la sută, de la 64.000 la 29.000, ceva de genul. Și atunci hai să facem un calcul simplu matematic. Dacă aici, să zicem, în zona de bottom, să zicem că cumpărai fix, ideea e că trebuie să ne iasă calculul ca lume, de-aia facem chestia asta, da? Deci, în zona de bottom aici, cumpărai 10 bitcoin, hai să zicem la 3.000 de dolari, dădeai 10 ori 3.000, dădeai 30.000 de dolari pe bitcoin, da? Apoi, așteptai să se întâmple asta, da? 1.618 și vindeai aici, la 60.000, să nu zicem 64, da? Îi vindeai la 60.000, asta însemna că ai 10 bitcoin, însemnau 600.000, da? Deci ai ajuns de la 30.000 la 600.000, ai făcut 20x, nebunule, bravo ție. E, dar n-ai făcut mai mult, trebuia să faci aici 1.200.000, de exemplu, să meargă până la 120.000. Asta însemna să aibă blow-off top, da? Așa cum a avut și aici, așa cum a avut și aici. N-am avut aici pentru că narativa era nasoală. Inflație mare, ține minte, nu se știa ce face Fed-ul, etc. Da? Dacă aici, de exemplu, după ce ai vândut, da? Să zicem că cumpărai de aceea sumă tocmai ca să ne iasă din nou calculul. Pentru că, normal, oricum îți dă cu procentaje, nu îți dă cu X-uri. Toată lumea vrea X-uri. De-aia ziceam, și eu vreau X-uri, dar hai să fim mai realiști un pic, da? Să zicem că vindeai tot aici, da? Sus, la 600.000 și aici cumpărai din nou, la 30.000, nu la 28,5 sau cât a fost, da? Asta înseamnă că cumpărai din nou, de 600.000, 20 de Bitcoin, da? Apoi, după aia 20 de bitcoin ăștia pe care i-am cumpărat aici la 30.000 se duceau înapoi la, hai la fel să zicem 69.000, se duceau înapoi la 60.000. Da? 20 bitcoin la 60.000 îți aduceau gain-ul ăla pe care nu l-ai făcut pentru că n-ai avut blow-off top, adică 1.2 milioane. Exact ce vrei tu, vrei să faci gain-uri ca un animal preistoric și nu știai cum să ajungi acolo. Uite, asta au făcut market makerii probabil. De fapt, nu probabil. Am văzut la fel cu strategia pe care a explicat-o Cristi despre cum fac market makerii bani. La 50% scădere, ei deja intrau în piața aici și cumpărau ceva. Nu cumpărau fixată, deci nu te mai lua după astea, le-am rotunjit eu ca să dea bine, da? Vrem să dea bine pe cameră, să vadă și copiii ăștia să învețe. Deci sumele sunt irelevante, mișcarea, da? Deci mișcarea asta este relevantă. Pentru că după aceea ajungeai la suma asta, da? N-am mai avut blow-off top, dar s-a creat o a doua șansă ca market makerii să facă bani. Noi trebuie să fim atenți la ce vor să facă market makerii ca să facem și noi bani. Așa că, hai să desenăm din nou, să ștergem tot, să ne uităm acum pe un Fibonacci și să vedem de aici, din vârf, ce se poate întâmpla la următorul vârf, da? Că fi în 2025, la fel să se respecte ciclurile, habar n-am că fi în 2024, nu mă interesează chestia asta. Vreau
doar să văd un target de preț care ar trebui să ducă la 1.618, da? La fel cu Cristian am trasat atunci 170.000, să zicem, pe Bitcoin. Poate merge, la fel, nu o să meargă niciodată într-o linie dreaptă. O să dea cu capul în ăsta, o să fac o chestie și poate după aia vine chestia asta așa. Poate la fel, nu o să avem blow off top, dar asta este un magnet, da? Ține minte. Dacă, de exemplu, situația macroeconomică e bună, poate avem un blow off top și mergem la 200, 300, 400 de mii, habar n-am. Dacă, de exemplu, o să fie ca în 2021, o să avem un dublu top. Habar n-am dacă se va întâmpla. Ideea e că nu cred că o să avem ce am avut până acum. Vedem că a fost diferit de fiecare dată. Aici a fost diferit, da? Deci cine a vândut aici și a cumpărat aici a beneficiat de încă un blow off top, da? Aici a fost la 266, a scăzut la 65 de dolari și s-a dus la 1200. A scăzut, după aia a fost blow off top ăsta, da? Aici a fost un mini blow off top în 2019, îl știm. După aia am avut un double top. Poate la următorul ciclu o să fie ceva de genul mergem aici, facem o corecție, după aia avem blow off top, după aia facem o corecție, după aia mai mergem un pic aici, poate să fie un triplu top și bam, jos. N-am de unde să știu. Dar putem să ne luăm după chestia asta. Când ajunge acolo deja trebuie să știm ce avem de făcut. Ne uităm și la partea de macroeconomie pe care o facem aici cu jocul de lichiditate și o să știm ce avem de făcut. Ideea este că, da, revenim înapoi la scenariul ăla, deci aici a fost bottom-ul, ultimul, și în aprilie 2024 o să avem halving-ul. Până atunci așteptăm chestia asta. Eu zic că un 50K este destul de lejer. Vorbim de chestiile astea de foarte mult timp, încă din ianuarie, decembrie, poate avem retracement-ul și după aia așa, poate mergem și mai sus și după aia în jos și după aia în sus, poate și cu dacă și cu parcă, trebuie să știi ce ai de făcut aici. Punct. Dacă pică, trebuie să știi ce ai de făcut aici, dacă merge iar aici, trebuie să știi ce ai de făcut. Ideea de bază este că la fiecare halving, sau în perioada de fiecare halving, hai să mai trasăm încă o dată, aici a fost, în mai a fost halving-ul, celălalt, da? Unde am mai avut halving? În 2016, în iulie a fost. Da, ține minte un pic de istorie. Și în 2012. Sincer, în 2012 nu mai știu luna, dar o să pun un, să zicem, un august. Ei, în zona halvingului, de fiecare dată, ori înainte, ori după am avut o corecție, da? Deci a pompat până în halving, s-a dus ceva, a trecut de nivelul de aici. Ăsta e nivelul de 50.000, culmea, da? Unde e și rezistență. Sau suport, depinde cum privești lucrurile. La fel și aici. Aici a fost, am ajuns la nivelul ăsta și apoi, înainte de halving, dump. La fel și aici. După halving a fost un dump. 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 De cât a fost? Ia să vedem. Bam, minus 40%. Șmecher. Șmecher dump aici, fix înainte sau, mă rog, în perioada aia, 55%. Ia să vedem. La ăstălalt cât a fost? Să luăm de aici de sus. Ok, luăm de la cel mai înalt punct. 70%. Da, aici a fost Black Swan. Putea să meargă ăsta. Ăsta, mă rog, a fost un wick, da, care s-a dus foarte jos. Mai sus era gen pe la tot așa 50 ceva la asta. E, acum, dacă istoria ne zice ceva, unde se poate duce chestia asta, 50-60K, habar n-am, hai să zicem, să fim la jumate, 54K, cât putem să scădem în preajma halvingului? Ori înainte, ori după, nu știu. Putem să scădem un 55, poate chiar 60 dacă avem un Black Swan, poate chiar 70, nu știu, să mergem înapoi la 17.000, vedem, nu știu. La asta m-aș uita. Temă de gândire pentru acasă, da, data viitoare când te prezinți pe clipuri, trebuie să îmi prezinți cum ți-ai făcut tema. Și când zic tema, neapărat te și cumpărăți cele 6 sticle de alcool, pentru că așa o să te ajute mult mai ușor la temă, și riscă 1000 de dolari într-un shitcoin. Glumesc, da? Deci dacă ești pe canalul ăsta de ceva timp, o să vezi că mai facem și clipuri retardate, că na, mai ieșim din spectrul ăsta serios, cu chestii boring, halvinguri, da? Deci vrem să facem bani, trebuie să fim atenți, da? Nu riscăm rah. Și dacă vrei cumva să elimini riscul cu adevărat, te folosești doar de Bitcoin și atât. Poate și o parte mică în Ethereum, da? Nu-ți recomand altceva, restul sunt riscante, n-ai de unde să știi. Faptul că eu am investit în Elrond sau în Chainlink sau în altele, despre care nu vreau să vorbesc, e fix treaba mea, mi-am făcut risk management și dacă merg la zero alea, o să trăiesc la fel. Da? Tot 6 sticle de alcool îmi iau pe zi, tot 3 shawarma în timpul ăsta de o lună cât trebuie să trăiesc, aceeași chirie o plătesc, da, pe mine nu mă afectează cu nimic. Dă subscribe! Jocul de lichiditate, bineînțeles, ca de obicei, este Moca pentru toți ochii umani de pe planeta România. Dacă vrei să intri mai în detaliu, ai e-book-ul meu Nexum, ai acolo și business, ai marketing, faci bani, faci X-uri, faci chestii. Ne auzim, spor la but!